Salut! În acest tutorial îți voi arăta cum poți utiliza forumul campusului virtual al UPT. Voi începe prin adăugarea unui nou topic pe forum. Pentru început, selectează cursul la care vrei să scrii o postare pe forum, iar mai apoi accesează forumul cursului. Numele forumului poate varia în funcție de curs. În continuare, apasă butonul Adaugă temă. În acest câmp, introduci subiectul, iar aici scrie mesajul articolului. În cazul în care vrei să atașezi fișiere postării tale, accesează linkul Avansat. Pentru a adăuga fișiere, trebuie să dai click în această fereastră. Apasă butonul Choose Files și alege fișierul pe care dorești să-l încarci și apasă butonul Open, iar apoi butonul Încărcați acest fișier. La final, apasă butonul Trimite intervenție pe forum. În continuare, îți voi arăta cum poți edita o postare de pe forum. Pentru început, trebuie să accesezi topicul pe care vrei să-l modifici și să accesezi butonul Modifică. În acest câmp, poți modifica subiectul topicului, iar în acest câmp, poți modifica mesajul. De aici, poți edita informațiile despre fișierul încărcat sau îl poți șterge. Pentru a face asta, dă click pe fișier și efectuează modificările dorite. Pentru a șterge fișierul, apasă butonul Șterge. Pentru a salva modificările, apasă butonul Salvează modificări. Următorul lucru pe care o să ți-l arăt este cum poți adăuga un răspuns la un topic de pe forum. Accesează topicul la care vrei să răspunzi și apasă butonul Răspunde. În acest câmp, poți scrie răspunsul dorit. În cazul în care vrei să adaugi mai multe modificări răspunsului tău, accesează linkul Avansat. Poți modifica subiectul răspunsului tău, mesajul răspunsului sau poți adăuga un fișier. La final, apasă butonul Trimite intervenție pe forum. Ultimul lucru este ștergerea unui topic postat de tine pe forum. Pentru a șterge un topic, accesează linkul Șterge din cadrul topicului dorit. Trebuie să reții că poți modifica sau șterge un topic de pe forum doar în primele 30 de minute după ce l-ai creat. Succes!